Hai, exact, iar, da. Probabil sârma. Deci, probabil s-a format cu sârma asta. Da, da, da. Era puțin, era pe treapta asta, ultima, în jos. Ea a amenințat să se aruncă ceva dacă ajunsese pe ultima treaptă. După cearta teribilă avută cu iubitul ei, fata de 15 ani a vrut să îi dea o lecție acestuia. S-a gândit că o sperietură zdravănă îl va face pe tânărul de 20 de ani să reconsidere cele petrecute. Așa că fata a mers pe podul din apropierea gării Barboși. Desculță și disperată, aceasta a vrut să îi dea de înțeles iubitului ei că se va arunca de pe pod. Numai că fata a atins cu picioarele un cablu electric. Ghinionul a făcut ca ploaia să contribuie la această tragedie. La un moment dat eu făceam treabă prin cortii. M-a auzit o bubuitură mare. Când am venit, am ieșit afară, am văzut aici pe pod, iar de-a hainele pe ea. Ca să-și scape, să nu ia foc de tot, s-a desăculat centură și și-au căzut toate hainele pe ea. S-a dezbrăcat ca să nu ia foc da, pe da, ea. S-a desfăcut centură. Țipa, erau... Da, da, am început să țipi după ajutor. În urma verificărilor efectuate, am constatat că tânăra, pe seama unor discuții contradictorii cu prietenul ei de 20 de ani, s-a urcat pe un pod din zona stației CFR și, datorită umidității din zonă, aceasta s-a produs un arc electric între ea și firul de contact de înaltă tensiune. Puternic curentul care trece prin acest pod? De 27.000 de volți. La fața locului a ajuns și un echipaj SMURD. Tânăra a primit primul ajutor, iar apoi a fost transportată la spitalul de urgență. Pacienta a fost internată de urgență în secția de chirurgie plastică a spitalului nostru cu arsuri de gradul 2 și 3 la nivelul membrului pelvin stâng. Arsuri prin electrocuție. Având în vedere complexitatea leziunilor, pacienta a fost internată. Este stabilă hemodinamic în momentul de față. Mama fetei spune că a aflat de cele întâmplate de la concubinul tinerei. Eu am venit cu salvarea în coace cu concubinul ei, mi-a dat telefon și am venit repede din Barboș la ea. Tocmai atunci a plecat salvarea de acasă și m-am urcat în salvare și am venit la spital de aseară. Deci ea trăiește în Barboș cu cineva, cu un da. Ce v-a zis băiatul la telefon? Mi-a zis să vin că fata mea a fost curentată. Fata în vârstă de 15 ani va fi transportată în cel mai scurt timp la un spital din București.